fost odată ca niciodată un șoricel care a plecat departe în pădurea deasă ca să caute de alegurii pentru familia sa. Dacă nu voi găsi ceva curând în seara aceasta, sărmana mea familie iarăși va adormi înfometată. Ce o să mă fac? Șoricelul tot căuta de alegurii pe aici, pe colo, mergând oriunde îl duceau pașii. Însă, din neatenție, nu a luat în seamă încotro se îndrepta. Și cum mergea repede, la o cotitură s-a ciocnit de ceva mare și auriu. Micuțul șoricel a căzut la pământ. Și neștiind de ce se lovise, s-a ridicat în picioare, când deodată a auzit un mărâit fioros. Șoricelul l-a trezit pe marele leu, căruia nu i-a plăcut deloc să fie trezit. Cine a îndrăznit să mă trezească? Șoricelul a încercat să o ia la sănătoasa, însă marele leu și-a pus laba pe codița șoricelului pentru a-l opri. Atunci micuțul șoricel a încercat să-și ceară iertare, sperând că marele leu va fi îngăduitor și îl va lăsa să plece. O, mărețele, îmi pare rău! Nu am vrut să te trezesc, măria ta! Nu-mi place să fiu trezit de nimeni! Cu atât mai mult de un șoricel mic! Micuțul șoricel l-a implorat pe marele leu să-l lase să plece. Să plec, te rog, îți promit că nu o să mă mai vezi niciodată. Doar trebuie să mă las jos și nu o să mă mai vezi. Aș putea să-ți dau drumul, însă toate animalele din pădure vor crede că pot să mă trezească oricând vor avea chef. Mărețul leu s-a apropiat și mai mult de micuțul șoricel și i-a arătat colții ascuțiți. Cred că trebuie să te mănânc acum. Înfricoșat, dar foarte ager la minte, micuțul șoricel a găsit repede un motiv bun ca marele leu să nu-l mănânce. Dacă vei mânca un șoricel mic, atunci toate creaturile din pădure vor râde de tine, din cauza că ai mâncat așa o ființă mică și nevinovată. Mărețul leu s-a oprit o clipă și s-a gândit la spusele micuțului șoricel. Nu pot permite nimănui să râdă de mărețul leu. Atunci micuțului șoricel i-a venit o altă idee genială. Într-o zi ai putea avea nevoie de ajutorul meu, iar eu îți promit să te răsplătesc cu aceeași bunătate pe care mi-ai arătat-o și tu. Mărețul leu l-a ascultat pe șoricel, după care a bufnit într-un râs zgomotos care a răsunat în întreaga pădure, hotărât că aceasta a fost cea mai amuzantă glumă pe care a auzit-o vreodată. O, șoricel micuț, cu ce ai putea tu să-mi fii de ajutor? Mărețul leu l-a privit un pic pe șoricel, apoi i-a eliberat coada pe care încă o ținea. Micuțule șoricel, m-ai făcut să râd și de aceea ești liber să pleci. Da, da! Șoricelul a profitat de ocazie și a luat-o la sănătoasa. Însă în timp ce fugea, a strigat: Îți mulțumesc, mărețe leu! Îți promit că îmi voi ține promisiunea! Întors acasă, în scorbura unui stejar bătrân, micuțul șoricel le-a povestit copiilor săi despre evadarea norocoasă din ghearele marelui leu. Le-a arătat până și un spectacol cu umbre pe perete despre înfruntarea sa cu fiorosul adversar. Iată de ce trebuie mereu să fiți atenți pe unde mergeți! Vom fi atenți, tăticule, promitem! Noapte bună, micuților! Șoricelul i-a sărutat de noapte bună și aceștia s-au dus la culcare. După câteva săptămâni, micuțul șoricel iarăși a plecat în căutarea hranei. De data aceasta, și-a amintit că trebuie să fie atent ca să nu trezească niciun leu adormit. Trebuie să găsesc mâncare pentru familia mea? Atent! La un moment dat, șoricelul a auzit urletul mărețului leu. Era sigur că acesta a dat de necaz. Așa cum i-a și promis, micuțul șoricel s-a grăbit să-i sară în ajutor mărețului leu. A fugit prin toată pădurea, condus de urletele mărețului leu, până când l-a găsit capturat în plasa unui vânător. Micuțul șoricel i-a strigat mărețului leu:
Leu măreț, nu mișca! Eu te voi elibera! Leul măreț nu a crezut că șoricelul ar putea să-i fie de ajutor. Tu ești, șoricelule? Cum ai putea tu să rupi plasa asta? Dacă un leu măreț ca mine nu poate face asta, cum o vei face tu? Stai și o să vezi! Micuțul șoricel s-a asigurat că nu vine nimeni. Apoi și-a folosit dinții ascuțiți pentru a tăia plasa. Peste un timp, șoricelul a obosit. Însă nu s-a dat bătut până când mărețul leu nu a fost eliberat. Micuțul șoricel a căzut pe nasul leului și s-a uitat în ochii săi mari. Încă îi era frică de el. Îți mulțumesc, micuțule șoricel! Nu trebuie să-ți fie frică de mine! Niciodată nu voi uita că mi-ai salvat viața! Vrei să zici că suntem prieteni acum? Da, dacă vrei. Dar să nu spui nimănui, altfel vor crede că mărețul leu și-a pierdut măreția. Bine, acesta va fi secretul nostru. La revedere, șoricel micuț. Poate ne vom revedea într-o bună zi. La revedere, leu măreț. Micuțul șoricel și mărețul leu și-au luat rămas bun și și-au văzut de drum. Șoricelul căutând mai departe ceva de aleguri, iar mărețul leu un loc pentru a trage un pui de somn. Mărețul leu și micuțul șoricel au învățat că atunci când ești mărinimos cu alții, vei fi răsplătit cu aceeași bunătate. Și indiferent de cât de mic ești, trebuie să știi că poți face lucruri mărețe. Ha 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 ha